Ce fonduri europene a accesat Oradea și ce proiect aveți în derulare acum? Deci, în acești ani, o oportunitate pentru primările din România a fost accesarea fondurilor europene. Sigur, am fost pe poziții inegale, pentru că unele primării mari, cum sunt primăriile care sunt astăzi centre de regiune, au avut sume dedicate de aproximativ 60-80 de milioane de euro fiecare. Primăriile din linia a doua, cum este Oradea, de exemplu, nu știu, Satu Mare, Baia Mare, în regiunea de Nord-Vest au avut între 10 și 15 milioane de euro dedicate și a trebuit să ne intrăm într-o competiție în afară de sumele dedicate și pentru celelalte sume. Și noi am încercat să profităm de acest tren al fondurilor europene, depunând practic proiecte pe toate axele de finanțare. În felul acesta, încercând să rezolvăm problemele orașului, dar și încercând să aducem cât mai mulți bani. Și în urma acestor demersuri am reușit să semnăm contracte de finanțare directe ale primăriei Oradea de peste 200 de milioane de euro pe diferitele programe, programul operațional regional, programele operaționale sectoriale, transporturi sau mediu, sau pe fonduri transfrontaliere, pentru că Oradea fiind o regiune de graniță am avut și acces la fondurile transfrontaliere România-Ungaria. Aceste contracte, în afară de impactul pozitiv pe care îl au în dezvoltarea orașului, ne-au și impus niște contribuții financiare importante și în următorii de ani de zile trebuie să punem la bătaie aproximativ 50 de milioane de euro pe lângă cele 200 de milioane. Deci avem o presiune financiară și asupra bugetului orașului în acești ani de zile, dar e puțin probabil să mai ai ocazia să accesezi 200 de milioane și tu să contribui cu 50. Și atunci a meritat să facem acest efort. În felul acesta, rezolvând foarte multe probleme de infrastructură grea a municipiului Oradea, care altfel nu puteau fi rezolvate decât prin această operațiune a fondurilor europene. Cum ar fi aceste proiecte? Aceste proiecte țin, de exemplu, de partea de încălzire a municipiului Oradea. Câți bani și cum? Pe partea de... Deci una din problemele majore a municipiului este partea de termoficare. Pentru că încă două treimi din populație este încălzită de la centrala, de la cetul orașului Oradea. Asta înseamnă că cetul fiind vechi, neputând funcționa în condiții de respectare a mediului, a trebuit să înlocuim centrala, deci vom avea o centrală nouă, valoarea acestea fiind de 53 de milioane de euro în următorii 2 ani de zile, și de asemenea vom înlocui aproximativ 17 km de conductă, proiectul total valorând 77 de milioane de euro. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte. Apoi au fost alte proiecte de infrastructură, asfaltări de străzi, realizarea unor pasaje rutiere, care se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro. Apoi sunt proiectele de utilități, de rețele de apă și de canalizare, de aproximativ 35 de milioane de euro, exclusiv pe municipiul Oradea. Sunt proiectele care țin de reabilitarea centrului istoric, clădiri de patrimoniu, nu știu, cetatea Oradea, care este un obiectiv turistic important, unde am investit aproximativ 8 milioane și unde vom investi în anii următori încă 11 milioane de euro, spitale, școli, drumuri importante din municipiu. Deci este un pachet întreg de proiecte care rezolvă aceste aspecte care țin de mediul de afaceri, rețele de apă și canalizare, de exemplu, în parcul industrial, care țin de infrastructura grea, care țin de punerea în valoare a patrimoniului orașului, clădiri istorice, biserici, care țin de îmbunătățirea serviciilor, nu știu, săli de operații în spitale, dotări în spitale, infrastructură socială, creșe și așa mai departe. Spuneți-mi de proiectele mari de infrastructură, dar dacă țin eu bine minte, când am fost ultima oară în Oradea, aveați două pasaje mari făcute. Ce proiecte mari de infrastructură aveți în plan să mai faceți? Orașul Oradea are câteva probleme de infrastructură importante. Primul este cel legat de accesul în oraș. Și din acest punct de vedere, un lucru important este aeroportul din Oradea. Aeroportul din Oradea nu este în custodia primăriei, ci în custodia Consiliului Județean. Dar un lucru important este că s-a obținut finanțarea pentru modernizarea pistei, ceea ce ne va permite ca în următorii ani, odată cu îmbunătățirea operării aeroportului, să poți ateriza la Oradea, nu numai din București, cum se întâmplă astăzi, ci să avem o legătură cu 2-3 aeroporturi mari din Europa, în așa fel încât accesul în Oradea să fie mult mai facil. Asta ajută și la
opțiunea de localizare a unor companii în Oradea, pe de o parte, și pe de altă parte a dezvoltarea turismului și a serviciilor conexe acestuia, zona hotelieră, zona de servicii, restaurante și așa mai departe. Apoi este partea de acces rutier către municipiul Oradea sau de tranzitare a municipiului Oradea, unde importante sunt lucrările la șoseaua de centură, care este practic terminată în momentul de față, dar mai sunt câteva puncte de conflict, intersecțiile cu principalele drumuri naționale care vin spre Oradea. Și acolo sunt în lucru în momentul de față, este în lucru un pasaj finanțat de Ministerul Transporturilor și avem două proiecte cu finanțare europeană, două pasaje peste intersecțiile cu relația Oradea-Arad și Oradea-Deva, care sunt finanțate prin programul operațional regional, și de asemenea două pasaje care fac legătura tot peste șoseaua de centură cu două cartiere importante, finanțate prin programul operațional sectorial transporturi. Deci sunt patru pasaje care vor fi finanțate în următorii 2 ani de zile, în cuantum total de 25 de milioane de euro, prin aceste programe sectoriale și programul regional. Și când vor fi gata? Ele vor fi gata în anul 2015. Deci acestea sunt proiecte de infrastructură rutieră. De asemenea, un proiect important de infrastructură rutieră este un drum expres, așa l-am numit noi, care face legătura de-a lungul căii ferate dintre două cartiere importante ale Oradei. Oradea are câteva constrângeri naturale. Crișul Repede, calea ferată, să zicem, dealurile, și atunci avem câteva sectoare de drum aglomerate care intenționăm să le decongestionăm prin realizarea unor drumuri paralele. Acest drum de legătură, care are o valoare de 13 milioane de euro, este finanțat prin programele transfrontaliere. V-am spus, aceste programe importante de infrastructură rutieră. Povestiți-mi despre cetatea din Oradea. Acolo, în urmă cu câțiva ani, erau o mulțime de depozite, de legume, fructe, paragină și așa. Cum se lucrează de zori? Ce se întâmplă acolo? Cetatea Oradea este un monument important al municipiului Oradea, care a fost abandonat în ultimii 50 de ani. Ea este o cetate care seamănă cu cea de la Alba Iulia și dorim să o punem în valoare, pentru că este un punct de atracție atât pentru cetățenii Ungariei, și intenționăm să încurajăm un turism pe relația vest-est, nu invers, așa cum se întâmplă astăzi. Această cetate, având, să spunem, un rol important în istoria maghiară, pentru că în ea a fost înmormântat regele Ladislau, care este unul din regii sfinții ai Ungariei și care este considerat fondatorul municipiului Oradea. Și atunci avem în fiecare sfârșit de săptămână turiști din Ungaria care vin să vadă cetatea, chiar în condițiile de nereabilitare. Acum noi lucrăm la inelul interior al cetății, este un palat princiar care se reabilitează, în așa fel încât la sfârșitul anului 2015, când vom termina integral de reabilitat cetatea, să avem activități care să genereze, să avem muzee, să avem centre de afaceri, să avem o zonă comercială în interior, să avem o sală de căsătorii în interior, deci trebuie să generăm o mișcare, un aflux de turiști în cetate, în așa fel încât să o punem în valoare, pentru că este un activ important pe care îl are municipiul pe teritoriul lui. Până acum am finalizat o primă etapă de finanțare prin fondurile europene, așa cum am spus, iar acum au început lucrările, chiar săptămâna trecută am început lucrările la etapa a doua. La finalul celor două etape, întreg palatul care este în interiorul cetății va fi complet reabilitat și pus în funcțiune pentru aceste activități de tip muzeistic, cultural sau comercial. Aveți două piațete mari în lucru, Piața Unirii și Piața Independenței. Sub Piața Independenței este și o parcare. Înțeles că va fi în aprilie, cred că ați semnat contractul de finanțare, dacă nu mă înșel eu. Povestiți-mi câte ceva despre fiecare. Cum va schimba fața Oradei? Una din pilonii de dezvoltare a orașului este punerea în valoare a patrimoniului acestui oraș, a ceea ce îl face diferit de alte orașe, pentru că poduri, sigur, vezi peste tot, drumuri vezi peste tot, dar noi avem niște clădiri de patrimoniu extraordinare pe care încercăm să le reabilităm și în parte am reușit acest lucru, și sigur în zona din arealul acestora trebuie să facem ca spațiile pietonale să fie mult mai generoase, ca oamenii să poată vizita Oradea,
să se poată relaxa în Oradea, să poată să se așeze, să privească aceste clădiri de patrimoniu. Și atunci, una din proiectele pe care le avem este acela de a extinde spațiile pietonale în centrul orașului, în Piața Unirii. Scoatem mașinile de pe carosabil, unde sunt astăzi locuri de parcare, și străzi din zona centrală le transformăm în străzi exclusiv pietonale sau diminuăm foarte mult numărul de spații de parcare pe carosabil în locul acestora, extinzând locurile de promenadă pentru pietoni. Și acesta este proiectul de reabilitare a Pieței Unirii. L-am revizuit, pentru că a fost o variantă inițială care a avut niște probleme tehnice, probleme de montare a bordurilor, de culoarea pavajului și așa mai departe, deci compoziția acesteia. Proiectul va demara în această toamnă și la finalul lui piața centrală a orașului va fi complet reabilitată, iar spațiile pietonale mult extinse, noi în paralel lucrând la reabilitarea fațadelor clădirilor, în așa fel încât la început anului 2016, când vom termina și proiectul, să avem cele două piețe centrale reabilitate atât din punct de vedere a fațadelor, dar și a pavajelor, iar mașinile care le vom scoate de pe carosabil, pentru că trebuie să se poată ajunge și parca în centrul orașului, le vom direcționa către această parcare subterană, care va fi construită pe malul Crișului Repede în anii următori și care este în colaborare cu o companie privată, această companie deținând o treime din terenul pe care se construiește parcarea. Și ca investiție? Investiția este în parte suportată de fiecare proporțional cu ponderea terenului. Deci este o investiție suportată 70% de către primăria municipiului Oradea și 30% de către compania privată. De altfel, noi, mai având o parcare subterană în lucru, pentru că conceptul pe care îl urmărim este să descurajăm venitul cu mașina la serviciu în zona centrală. Prin eliminarea spațiilor de parcare de pe carosabil și mutarea acestora în afara carosabilului în parcări subterane sau supraterane, prin taxarea tuturor spațiilor de parcare din zona centrală, prin limitarea duratei de parcare în perimetrul instituțiilor publice și prin redirecționarea banilor care încasăm prin aceste măsuri în dezvoltarea în continuare a parcărilor. Și în felul acesta, cred că am reușit să creăm un echilibru în zona centrală astăzi între cererea de locuri de parcare și oferta pe care o avem. Sigur, trebuie să plătești pentru locurile de parcare.